Astăzi, pentru elevii Liceului Ortodox Episcop Roman Cerogariu din Oradea, a fost o zi specială. Cu prilejul sărbării tradiționale de Crăciun au fost sărbătoriți în mod festiv și cei 10 ani care au trecut de la înființarea liceului, cea mai tânără unitate de învățământ liceal din orașul de pe malurile Crișului Repede. Evenimentul aniversar s-a desfășurat în sala de festivități a liceului în prezența preasfințitului părinte Sofronie, episcopul Oradiei. La eveniment au participat și absolvenții liceului care s-au reunit pentru a marca cei 10 ani de existență. Preasfințitul părinte Sofronie a mulțumit lui Dumnezeu pentru acest moment, arătând necesitatea existenței unui astfel de liceu în orașul Oradea. Liceul nostru ortodox din Oradea, Episcop Roman Ciorogariu, aniversează 10 ani de la înființare. Este cel mai nou liceu din municipiul Oradea, dar care deja s-a înscris în peisajul educațional al municipiului prin frumoase rezultate la învățătură, la concursuri, la olimpiadele școlare. Aniversarea se petrece într-un cadru festiv, printr-o sărbare frumoasă în care are loc și sărbătorirea praznicului mare și luminat care vine al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. O zi binecuvântată în care nu ne rămâne decât să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să îl rugăm ca să binecuvinteze în continuare cadrele didactice și pe elevii liceului nostru, care a plecat la drum cu 27 de elevi și un mănunchi de cadre didactice, iar acum numără peste 700 de elevi, de la grădiniță până la clasele de liceu. Directorul liceului a oferit diplome aniversare absolvenților și elevilor meritoși care au participat și au câștigat premii la olimpiadele și concursurile școlare. La 15 septembrie 2007, prin grija noului episcop al Oradiei Mari, preasfințitul părinte Sofronie, se înființa Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, o școală pe cât de așteptată, pe atât de binevenită în peisajul multicultural, multietnic și confesional al orașului de pe malurile Crișului Repede. Prin mila lui Dumnezeu sunt 10 ani de atunci, fericit prilej aniversar, în care mulțumim atotputernicului Dumnezeu, purtătorului nostru de grijă, pentru toată binecuvântarea revărsată asupra familiei Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, învățăcei, dascăli, părinți și toți cei care ne-au fost aproape în acești 10 ani de încercări și reușite deopotrivă, de mângâieri și bucurii pe care le-am trăit împreună ca într-o mare familie. Evenimentul s-a încheiat cu o sărbare prezentată de câteva clase din ciclul gimnazial, în finalul căreia corul Diacon Nicolae Firu al liceului a oferit un buchet de colinde.